Deci suntem la încă un reglaj, reglăm presiunea maximă de pornire. Eu zic că undeva la 3, 3 cu 8 e ok. Și pornirea minimă e 1 cu 8. Da? Putem să punem 2, să zicem, ok? Și acum îi dăm drumul. Gata. Îi dăm drumul la consumator. A plecat pompa. Ok. Când ajunge la 4 bari, se oprește. Avem un consum de 8,4 amperi. Deci am reglat presiunea de pornire 3,4 și presiunea de oprire 1,82 bar. Da? S-a montat un clapet de reținere, da? În cazul în care vine de la hidrofor presiune, să nu preseze pe press control. Deci recomand acest press control foarte bun. Deci ai opțiunea să-i reglezi presiunea de pornire și presiunea de oprire. Avem 2 cu 2, am setat undeva la 3 cu 8, 4 bari. Merge în 7,7 amperi, da? Acest clapet este foarte, foarte important aici. 3, 3,1, 3,2, 3,3, 3,5, undeva la 3,8. Gata. S-a oprit. Ok? Perfect.